Dueluri de cupă în fotbalul prahovean. Cele 6 echipe din Liga 3-a intră în Cupa României. Faza a doua se va juca săptămâna viitoare pe 9 august, iar majoritatea duelurilor vor fi între grupările din județ. Doar Filipeștiului Daniel Chiriță va avea adversar pe Inter Clinceni. În rest, CSO Plopeni va înfrunta pe Conpet Ploiești, iar Prahova Tomșani împotriva Chimiei Brazi. Asupra acestui din urmă meci planează un semn de întrebare. Formația din Brazi nu știe pe ce teren se va juca și chiar împotriva cui va evolua. Asta pentru că gruparea din Tomșani este posibil să devină satelitul lui Dinamo și să evolueze sub denumirea de Dinamo Moreni.